Verbul caleo, a chema sau a numi, este la singular, nu la plural. Adică și face acordul cu subiectul care este Maria. Ea i-a pus. Nu Iosif i-a pus numele, Știi? Deci e la singular și subiectul acțiunii e Maria. Maria i-a pus numele Isus. Deci numai ea, nu și Iosif, nu numai Iosif, cum zice Cornilescu, nu împreună. Deci ce zice Cornilescu? Și el i-a pus numele. E total greșit. Nu este în original așa ceva. De ce am insistat pe chestiunea asta? S-ar putea să fie o chestiune de ordin secundar, nu-i deloc așa. Deci am spus în paranteză Adam? Ce face Adam? Ce poruncă îi dă Dumnezeu lui Adam? Vă mai amintiți? Și a dat Dumnezeu poruncă lui Adam să numească, dea nume numească animalului ce, credeți că pe ăsta, la ăsta îi zic câine, la ăla îi zic dog, ăla, sau... Nu, asta înseamnă. Ce înseamnă a da nume unor structuri ale creației? Înseamnă a le cunoaște taina lor. Deci Dumnezeu l-a chemat pe Adam într-o lucrare sinergetică. Ce înseamnă sinergetică? Adică și Dumnezeu și omul lucrează. A fost acolo o, o lucrare tainică. Dumnezeu începe și explică lui Adam, uite, ăsta e soarele, asta e funcția lui, și mai departe. Imaginați-vă, lăsați imaginația să zburte pe zona aceasta. Deci, începe Adam, prin Hristos, să cunoască creația. Da? Și spune un mare teolog grec, Panayotis Nelas, un teolog grec al nostru ortodox, o minte genială, vă recomand să-i citiți cărțile: Omul animal în Dumnezeu sau Hristos dreptatea noastră, mă rog. Cred că omul animal în Dumnezeu spune că Avram a fost chemat de Dumnezeu să numească creația, ca mai apoi să-și o împroprieze și să o aducă mai apoi ca dar Tatălui. Dar că el n-a mai făcut aceasta din pricina deavului și trebuie să se nască Hristos ca să-și împroprieze creația și să ofere dar Tatălui înspre mântuire și înspre recapitulare, spune dogma ortodoxă. Vedeți cât este de profundă chestiunea de a pune nume. Ce vreau să sublinez? Doar când cunoști taina, ești dispus și ești pe picior de autoritate în chestiunea de a numi respectiva taină, respectivul lucru. Și acum, ia să vinim. Cine era cea mai îndreptățită să numească, să pună nume acestei taine, dacă nu mai ca Domnul? Iosif Ceaf, ce intenție a avut? Să fugă? Să o lase nascuns? El n-a pătruns taina? A crezut că maica i-a fost infidelă și că de-aia a rămas însărcinată. Înțelegeți de ce originalul spune că originalul spune, nu spun eu. Da. Originalul spune Fecioara Maria a pus în numele Isus. Știi? De la uh, Yeshua, în ebraică are verbul așa care înseamnă a mântui. Asta înseamnă Isus. Și uh, Yahweh mântuiește, Dumnezeu mântuiește, asta înseamnă Isus. Deci nu, nu e o chestiune de ordin secundar uh, că Ornilescu zice el, Anania zice amândoi, nu, doar ea. ia, yeah, pus